Antonia iubita lui Cristian nu a fost foarte activă în mediul online nici în comentarii, nici în postări. Mai devreme a postat această fotografie și mesajele următoare. Vă urez un Paște fericit tuturor! Vă mulțumesc enorm pentru toate mesajele frumoase pe care le-am primit. Va veni o vreme cât de curând când voi răspunde la fiecare în parte, dar să știți că le citesc pe toate și multe dintre ele mă emoționează profund. Hristos a înviat! Și vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea, efortul și sprijinul acordat zilele acestea, care au fost dificile pentru mine. Se pare că nici în privat nu prea răspunde Antonia la mesaje după cum spune, însă le citește și este recunoscătoare oamenilor care sunt alături de ea și îi transmită gânduri bune. Momentan este în așteptare Antonia, vom vedea ce se va întâmpla cu cererea lui Cristian de a reintra aceasta în casa Mireasa. Vom vedea săptămâna următoare după ce vor trece sărbătorile pascale.